Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui și rugăciunile noastre. Oare de ce creștinii ori de câte ori cântă un cântec cu iz evreiesc? Cântă mai cu foc. Ați observat? Cântarea aceasta, acest ritm n-a avut. Este ceva asemănare. Să nu uităm că Iisus a fost evreu. Mereu cineva mai amintea de lucrul acesta. El era evreu. Dar i-am amintit și faptul, i-am spus acestuia că a fost evreu. Dar a fost și Dumnezeu. Mie doar îl văd pe Iisus ca un posibil fel. Dar nici e cu Mesia. Noi credem că Domnul nostru este unsul lui Dumnezeu, Mesia, Întuitorul nostru, că va reveni în slavă pentru Biserica Lui. Amin. Amin. Bine ați venit la cea de-a treia parte a studiului nostru, legat de cine sunt creștinii evanghelici. Am parcurs până acum prima parte, o istorie, după ce am definit cine sunt evanghelici, parte istorică, rădăcinile principale care au fost mișcările protestante care au influențat gândirea evanghelică. Am văzut că sunt trei linii care au influențat anabaptiștii, puritanii, pietiștii. Mișcarea evanghelică a crescut enorm în ultimii ani, în special după anul 1974. Am pregătit în și în seara aceasta, mergem doar pe practica evanghelicilor. Frate Daniel, vreau să deschid fișierul acesta. Undeva am pregătit și eu, nu o statistică, ci doar o informație mai degrabă. Și citeam că din anul 1974 până în anul 2000, 26 de ani, mișcarea evanghelică a crescut de la 150 de milioane la 650 de milioane. 20, într-un sfert de viață. De la 150 la 650, 500 de milioane de evanghelici s-au adăugat la această mișcare. Este o mișcare importantă pentru creștinătate. Această mișcare se vede în bisericile locale. Există însă evanghelici care nu sunt afiliați de unei organizații. Multe din bisericile evanghelice au hotărât să fie independente, de sine stătătoare, să nu se afilieze cu nimeni. Dar majoritatea sunt afiliate, așa cum noi în România suntem afiliați, bisericile locale sunt într-un cult, apoi cele trei culte evanghelice sunt prinse în Alianța Evanghelică din România și implicit în Alianța Evanghelică Mondială. Dar, după ce ne-am uitat la istorie, am trecut la teologie. Însă, teologia evanghelicilor, așa cum am văzut aseară, a fost mult influențată de mișcările de trezire spirituală. Teologia a fost formată, creată de doxologie. Doxologia se referă la slăvirea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, întâi evanghelicii îl glorifică pe Dumnezeu și din această acțiune de doxologie, de glorificare, rezultă teologia.
Teologia nu este desprinsă de viața bisericii. Deci astăzi, după ce ne-am uitat la anumite teologii, la diferențe chiar între evanghelici, aș vrea să finalizăm acest studiu cu a treia parte, cu practica evanghelicilor. Va fi un studiu ceva mai restrâns decât în seriile trecute și ne vom focaliza pe elemente practice. La textul pe care l-a citit fratele Daniel Grigoriciuc, Filipeni 1:27, foarte bun, dați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Aș vrea să mai dau încă unul din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, care a jucat un rol important în teologia și practica evanghelicilor, pentru care de-a face cu o doctrină specifică evanghelicilor, și anume doctrina despre preoția universală sau preoția tuturor credincioșilor. 1 Petru 2:9, voi însă, scrie Petru, sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Amin. Amin. Noi suntem o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor câștigat de Dumnezeu, ca să vestim puterile minunate ale Dumnezeu. Aici vom regăsi doctrina și practica evanghelică combinate. Iată cele 5 practici pe care le-am selectat din multele practici pe care le avem, care cred că ne definesc ca și evanghelici. Prima dintre ele, am numit-o simplitatea închinării. Simplitatea închinării. Ca și toți ceilalți creștini, și noi ne închinăm unui singur Dumnezeu, dar forma de închinare pe care noi am ales-o este o formă simplă, spunem noi, în comparație cu formele liturgice tradiționale pe care le au bisericile istorice. Biserica Catolică, Biserica Ortodoxă, chiar Biserica Anglicană sau Biserica Episcopaliană. Și simplitatea se observă în mai multe aspecte, de pildă forma clădirilor noastre, de unde ne închinăm, slujba în sine, îmbrăcămintea, anumite aspecte organizatorice, faptul că nu avem conducere ierarhică, ci conducerea este asigurată de congregație, de adunare, care alege din rândul ei conducătorii bisericii. Slujbele noastre în închinare nu urmăresc o liturghie scrisă. Scrisă de cineva, chiar dacă poate fi calificat, cum, de pildă, sunt principalele liturghii ortodoxe scrise de Ioan Gură de Aur sau Ioan Crisostomul și Vasile cel Mare. În vremea aceea, secolul 4, secolul 5, oamenii aveau nevoie de aceste repere liturgice, adică să fie învățați cum să se închine înaintea lui Dumnezeu. Mulți dintre ei nu știau să scrie, nu știau să citească. Aveau nevoie de direcție. Și teologii, ierarhii bisericii, conducătorii bisericii, au hotărât să ajute poporul. Și un scop important al liturgiei este scopul sau obiectivul didactic, să învețe poporul. Să cheme apoi poporul la închinare corectă, să
pronunțe, să articuleze cuvinte înaintea lui Dumnezeu care sunt calculate, gândite înainte, nu orice să spui înaintea lui Dumnezeu. Liturghiile au niște avantaje, adevărat, dar cât ne privește, că noi evanghelici am hotărât să nu adoptăm aceste liturghii. Pentru că noi credem în libertatea Duhului, manifestarea liberă a Duhului Sfânt în adorare. Noi credem că fiecare credincios are Duhul lui Dumnezeu. Cei care, desigur, cred în Hristos și au exprimat credința, au făcut legământ cu Domnul, fost născuți din nou prin puterea Duhului lui Dumnezeu, toți aceștia au Duhul Dumnezeu care ne învață cum să ne purtăm chiar în prezența Domnului într-o casă de închinare. Aceasta este, cel puțin, convingerea noastră. Nu totdeauna reușim să aducem o închinare plăcută sau o închinare acceptată de Dumnezeu. Depinde mult și de cel care se închină, depinde de starea spirituală a adunării. Dar dorim să credem că acest tip de închinare este biblic, este înțeles de toți. Îmi amintesc că la una din bisericile pe care am păstorit-o cu ani în urmă, după o slujbă de închinare într-o biserică evanghelică, a venit un domn la mine și a întins mâna, mi-a spus felicitări, sunt pentru prima oară într-o biserică neoprotestantă, evanghelică. Și l-am întrebat, dar v-a plăcut? Cum a fost? Da, mi-a plăcut. Aici am înțeles tot. Mi-a rămas această exprimare a lui în minte. Aici am înțeles tot. Păi e foarte important să te închini înaintea lui Dumnezeu și să înțelegi ce faci. Din păcate, mulți credincioși în alte forme de închinare nu prea înțeleg ce fac. O fac din rutină, într-o uzură religioasă și nu îi schimbă. Scopul oricărei închinări este să îl glorifice pe Dumnezeu și să schimbe închinătorul. Dacă forma de închinare nu aduce glorie lui Dumnezeu și nu schimbă închinătorul, trebuie să schimbi forma. Nu există pentru evanghelici o singură formă fixă de închinare. Nu există niciun model în Noul Testament. Dimpotrivă, în Noul Testament observăm o diversitate, o larghețe, o degajare în felul în care se închinau bisericile. De aceea, dacă o formă de închinare nu ajută biserica, închinătorii, oamenii nu se schimbă, nici închinătorii creștini sau credincioși, nici cei care vin să caute pe Dumnezeu, schimbăm formă. Nu este niciun păcat. Printre cele mai periculoase afirmații sau motouri ale unor credincioși, chiar lideri evanghelici, este această afirmație: noi niciodată n-am făcut altfel. Asta e foarte periculos să spui. Pentru că Duhul lui Dumnezeu, dacă tu crezi în El, dacă El este în tine, poate să te schimbe și pe tine, și viziunea chiar a unei biserici, modul de închinare. Altfel, ne întoarcem înapoi în istorie. Avem un fel de închinare fix, nu-l mai schimbăm 10 de ani, poate chiar mai mult, dar nu ajută pe nimeni. Rețineți măcar acest principiu fundamental. Forma închinării slujește funcția închinării. Forma de închinare trebuie să slujească funcția. Și funcția închinării
este să-L glorifice pe Dumnezeu și să schimbe închinătorul. Nu, dacă forma nu slujește funcția, umblăm la formă. Formele sunt flexibile, nu sunt fixe. Putem umbla la ele. Când nu este viață, umblăm și la forme. Acesta este un principiu al bisericilor evanghelice. De aceea nu avem liturghii scrise, fixe. Dacă unii insistă pe ideea aceasta, că e tradiția noastră, că noi din totdeauna am făcut așa, calci un principiu de bază al evanghelicilor. Am să le spun puțin mai încolo și în latină, dacă nu se înțelege. Ecclesia semper reformanda. Biserica se schimbă continuu. Se reformează continuu. De aceea, evanghelicii accentuează nu atât forma închinării, cât conținutul închinării. Bazele închinării în context evanghelic sunt găsite în Sfânta Scriptură, evident, pentru că Biblia este autoritatea noastră finală în materie de credință și practică creștină. De aceea, nu tradiția ne impune ce să facem în închinare, ci relația. Relația cu Dumnezeu și relația unii cu alții. Asta este important în închinare. Libertatea în închinare este rezultatul libertății relației personale pe care o ai cu Iisus Hristos, Domnul. Veți găsi așadar foarte multe tipuri de închinare în bisericile evanghelice. Dar aceasta n-ar trebui să te deranjeze și n-ar trebui să fie sursă de ceartă sau alt motiv de tensiune, pentru că respectăm acest principiu al libertății de participare a credinciosului înaintea Dumnezeului Împlinit. Poate că mai bine și mai potrivit ar fi să te duci și să înveți de alții. Ce funcționează acolo? Se atinge funcția închinării. Păi dacă funcția închinării este atinsă, Dumnezeu e glorificat, oamenii sunt transformați, ar fi bine să împrumuți niște forme și să le aduci la tine în biserică ca să funcționeze și la tine. Decât să critici, decât să încerci să ții lucrurile în loc. Există o dinamică a închinării pe care nu ai voie să o stingi. Chiar sugeram unor credincioși mai puțin mulțumiți de cum este închinarea în biserică, să viziteze și alte biserici. Le dăm liber pentru o vreme să viziteze, să vadă că nicăieri nu-i la fel. Fiecare biserică locală, de pildă, își alege un stil, un fel de închinare. Potrivește anumite lucruri. Da, sigur, sunt niște principii clare, cum vom vedea, dar avem suficientă libertate să ne închinăm. În închinarea noastră, pe lângă această libertate, duh de libertate, avem și regăsim o simplitate a simbolurilor, a mărturii ale credinței noastre. Botezul, de pildă, și cina Domnului sunt cele două rânduieli pe care noi le-am păstrat în închinarea bisericilor noastre. Botezul și cina sunt parte a închinării. Există biserici care ori de câte ori au candidați pentru botez, organizează botez. Nu mai așteaptă o dată sau de două ori pe an
să facă această lucrare. Sigur, este iarăși la latitudinea lor. Dar există o formă simplă, simplificată, de a face un botez, de a ține cina Domnului. Nu trebuie să urmăm niște ritualuri. Nicăieri nu sunt scrise. Dacă v-aș citi cum se împărtășeau creștinii în secolul III, ați fi uimit cât de serios era. Doar un crâmpei, doar un exemplu vreau să vă dau legat de botez. Botezul, citeam într-un document tradus de curând, chiar de un profesor de teologie ortodoxă, botezul în secolul III și începutul secolului IV se făcea cu mare seriozitate. Candidatul trebuia să aștepte 3 ani până să fie botezat. În perioada aceasta trebuia să fie instruit, catehizat, să zicem. Cateheza, în limba greacă, înseamnă instruire. Era urmărit de ceilalți credincioși să vadă dacă într-adevăr și-a schimbat viața, este un creștin autentic. 3 ani de zile. După ce trecea această perioadă, urma acel interviu cu episcopul, cu conducătorul bisericii și cu ceilalți din conducerea bisericii să vadă ce crede, ce planuri are. În sfârșit, după ce trecea acest interviu, era propus pentru botez. Și înainte de botez, trebuia să facă lepădarea de Satan. Public. Public trebuia să spună, mă leapă de cel rău. Foarte serios tot. Apoi era întrebat, iarăși în fața adunării, ce crede despre Sfânta Trăime, despre Iisus Hristos, despre Biserică. După ce trecea acest test public, era invitat în apa botezului. Era un scund de lemn, la intrare în apă, se făcea botezul, la ieșire, bărbații făceau botez, apropo, la bărbați și femeile la femei. Se ieșea candidatul, sau cel botezat, ieșea din apă, era din nou un scund de lemn, pe frunte, primea în dar de la biserică o haină albă. Abia atunci o purta. După care, episcopul sau păstorul acelei congregații bisericii punea mâinile peste el, se ruga peste el și iarăși plângea cu mâinile. Asta era la sfârșitul secolului III, undeva în jurul anului 300. Așa se făcea botezul atunci. În comparație cu ce se făcea atunci. Ce facem noi astăzi? Am întâlnit și păstori care botează pe loc, dacă cineva din adunare acum vrea să fie botezat. Apa e totdeauna pregătită, încălzită, hainele pregătite, și botează imediat. Fără să verifice, fără să treacă prin catehesă. Pe baza faptului că în Marcu și Matei, la sfârșit, se spune, Domnul Iisus spune că botezați și învățați. Deci, întâi îl botezi, după aia înveți. Aceasta nu este o ordine neapărat pe care se să impune ca o regulă bisericii. Biserica hotărăște cum să facă botezul și pentru cine să facă botezul. Iată că după 200-300 de ani, biserica a înțeles altfel. Foarte, luau botezul foarte serios. Da, uneori botezul se făcea prin stropire, alteori se făcea prin turnare, în funcție de condiții. Nu, întotdeauna se făcea prin scufundare, așa cum e de dorit. Pentru că simbolul e mai puternic. Arată moartea omului vechi și ridicarea, nașterea, învierea cu un om nou, o viață nouă. Dar nu neapărat. Vă amintiți unii că în închisorile comuniste
atunci când cineva dorea să primească botezul, nu era baptistieră în închisoare. Erau botezați ori prin stropire, ori prin turnare. Da, sunt circunstanțe în care se acceptă și o suprasimplificare a botezului și a cine Domnul chiar. Deci, noi îmbrățișăm această idee. Aceste două simboluri, botezul și cina, sunt importante pentru mărturirea credinții noastre. Ele nu mântuiesc, ele mărturisesc credința noastră. De asemenea, închinarea noastră, pe lângă simplitatea simbolurilor, găsim simplitatea limbajului. Se aleg cuvinte pe înțelesul tuturor, pe înțelesul ascultătorilor, cântările, rugăciunile, chiar și predicarea. Cam toate sunt alese ca să se înțeleagă ce facem aici în Casa Domnului. De aceea, partea aceasta, vedeți, am subliniat în acest moment principiul reformei, care îmi place și e valabil și astăzi în limba latină, Ecclesia Semper Reformanda. Biserica se reformează continuu, nu se oprește. De aceea suntem contra tradiționalismului ieftin și a legalismului care omoară Duhul de viață în biserici. Dar dacă ar fi să vorbim despre o structură de închinare, cam așa arată o structură a închinării evanghelicilor. De obicei se începe cu doxologia, adică un moment de laudă la adresa lui Dumnezeu. Acum se știe că închinarea începe. În foarte multe biserici evanghelice, mulți ani, a fost această practică că atunci când slujitorii cu cuvântul lui Dumnezeu urcă la amvonul bisericii, biserica se ridică ca semn că începe închinarea. Toți lasă celelalte lucruri deoparte. Se focalizează pe închinare. Și conducătorii, sau cel care conduce, poate fi unul, cheamă biserica la laudă. Ori un imn foarte scurt, ori o rugăciune foarte scurtă, asta formează doxologia. Întâi se aduce laudă Domnului. Domnul e proslăvit. Apoi începe, practic, închinarea pregătită uneori și anume. Ea e structurată sub forma aceasta. Avem imnologie, rugăciune, cuvânt. Adică cântarea creștină, cântările duhovnicești, unele cântări sunt comune, nu neapărat, altele sunt individuale, formații muzicale care laudă pe Domnul, că e vorba de instrumente, că e vorba de cor, că e vorba de combinație de instrumente și voci. Imnologia este parte a închinării noastre. Foarte importantă. Nu cântă doar unul, cântăm toți, pe cât posibil. Noi nu încurajăm individualismul în închinare. Încurajăm ca toată adunarea să participe. Să participe. Apoi avem rugăciunea. Foarte importantă este, cum spunea cineva, mortarul ce leagă închinarea în biserici. Rugăciunile pot să fie mereu. Ori rugăciune de laudă, rugăciune de mulțumire, rugăciune de mijlocire, rugăciune de cerere. Pot să fie integrate în celelalte acțiuni al închinării bisericii, printre cântări sau înaintea cuvântului și după cuvântul Domnului. Rugăciunea este cea care energizează, dă putere, leagă adunarea de divinitate. Există rugăciuni comune și există rugăciuni individuale. Biserica în primele secole se ruga în comun. Individual se ruga doar conducătorul bisericii. Care ori începea astfel, ori sfârșea închinarea întregii biserici. Mult mai târziu,
în că poate în perioada puritană s-a dezvoltat rugăciunea individuală în biserică, dar la început n-a fost așa. A fost rugăciuni comune. Chiar evanghelicii în țara noastră, primele valuri, să zicem, primele generații de evanghelici aveau rugăciuni în comun. Aveau și rugăciuni individuale. Dar pentru că nu se puteau ruga toți, trebuia găsit o formă ca toți să poată să se roage cu voce tare în casa lui Dumnezeu. Atunci, existau rugăciuni comune ca o șoaptă înaintea Domnului de pe buze, un semn de respect, un zumzet divin, cum spunea cineva, dar a fost o practică în bisericile noastre. Ea a dispărut cu timpul datorită unor abuzuri și unor păreri personale a unor lideri. Dar mulți se spun problema, oare nu cumva aceste rugăciuni comune care invită pe toți să stea înaintea Domnului, chiar dacă e în șoaptă, nu cumva sunt mai folositoare decât rugăciunile individuale. Poate că ar aduce o dinamică nouă în închinările noastre. Unele biserici evanghelice practică aceasta tot mai des. Apoi avem Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul se referă la citirea Cuvântului, la studiul Cuvântului și la predicarea Cuvântului. Ei, aici ajungem la ceea ce se consideră în închinările evanghelicilor cel mai important moment al închinării. Cântarea, rugăciunea, pregătesc momentul culminant în care vine Cuvântul Domnului să ne cerceteze. Special prin citire și predicare. În multe biserici evanghelice, citirea cuvântului este încredințată unuia dintre cei care au darul de a citi cuvântul. Nu neapărat predicatorul citește, dar există biserici care spun, uite, tu nu ai putea să citești cuvântul. Citirea este un act liturgic. Nu este pentru trecerea vremii. Nu citești un ziar sau hai, că am nevoie de timp de predică. Cum fac unii predicatori? Este un moment în care citești cuvintele Domnului. De aceea toți se opresc. Toți bagă de seamă. Toți urmăresc. Dacă au Scriptura la el, la ei. Citirea a fost așa de importantă pentru evrei înainte. Vă amintiți scenele în care Domnul Iisus Hristos în sinagogă, dădea atenție citirii cuvântului. Apoi urma explicație. Citirea este un act de închinare. Și trebuie tratat cu respect. Apoi, predicarea cuvântului, propovăduirea. Momentul culminant, cum spunem, pentru că în bisericile evanghelice cuvântul Dumnezeu are rolul central. Nu cântarea și nici măcar rugăciunea, care sigur este mediul în care se desfășoară închinarea. Dar Cuvântul lui Dumnezeu ocupă locul central. Unii evanghelici astăzi, postmoderni sau post-evanghelici, cum se mai numesc, încep să marginalizeze Cuvântul lui Dumnezeu. Se cântă exagerat de mult, se lasă puțin timp pentru cuvânt, ceea ce, după opinia mea, va submina autoritatea cuvântului, ne va frustra de puterea aceasta a cuvântului viu în mijlocul nostru și s-ar putea închinările să semene mai mult ca un divertisment, un timp în care să ne simțim bine, să cântăm frumos, avem așa părtășie, dar cuvântul să ne mai dă rolul pe care l-a avut din totdeauna. Pentru aceasta trebuie să fim atenți la ce anume introducem în închinare care ar putea concura autoritatea cuvântului Dumnezeu. Vă dau un exemplu. În anumite biserici evanghelice din vest, imaginile surplasează cuvântul. Imaginile încep să împingă cuvântul afară.
predicatori care folosesc filme, anumite secvențe din diverse documentare, chiar filme artistice, pentru ilustrație, în sfârșit, poporului îi place. Dacă ai întreba poporul vrea mai multe imagini, toți ar vota acolo, cu siguranță. Dar ce se întâmplă este că imaginea împinge cuvântul în afară. Și mesajul nu este același. Impactul nu este nici de cum același. Vreau să vă aduc aminte foarte serios, încă o dată, că motivul principal al idolatriei din poporul Israel a fost permiterea imaginilor închinate. Dumnezeu nu ne-a structurat în acest fel. Dumnezeu ne-a dat poruncile Lui. A scris poruncile Lui. Ne-a vorbit și ne vorbește. Nu ne-a dat imagini. A interzis imaginile. Pentru că imaginile îți stimulează imaginația. Și imaginația nu se potrivește cu realitatea de cele mai multe ori. Și în felul acesta deformăm imaginea despre Dumnezeu sau cine este Dumnezeu, adevărul despre Dumnezeu. Și imaginea despre Dumnezeu devine imaginea noastră. De aceea Dumnezeu a interzis prin lege nimeni să nu-și facă un chip al Lui. Dumnezeu nostru este Dumnezeu gelos. Să nu uităm aceasta. Nu știu de ce astăzi se uită, se preferă din nou invazia imaginilor. Posibil să fie într-un anumit procent și prezența imaginilor. Pentru că trăim oricum într-o lume invadată de imagini, dar când dacă nu vom pune limite aceste invazii, ne vom trezi cu idolatria în mijlocul adunării. Acest subiect merită pătruns, discutat la toate nivelurile bisericilor, organizațiilor, liderilor. Mă întorc la prezentarea mea. Structura de bază rămâne aceeași, imnologia, rugăciunea, cuvântul Domnului. Când toate acestea sunt făcute într-un mod echilibrat, înțeleg. Și Dumnezeu este glorificat, oamenii transformați. Încheiem cu benedicția. Partea finală, să nu uităm, este benedicția. Se nume binecuvântarea de finală. Ori, poporul face lucrul acesta printr-un psalm sau o rugăciune sau chiar o cântare. Ori, conducătorii adunării încheie partea reghinare cu benedicția. Atunci se știe că s-a încheiat timpul de închinare. Observați? Închinarea este pusă în două paranteze. La început, doxologia. La sfârșit, benedicția. În mijloc este închinarea propriu-zisă. Dar poporul trebuie să știe când începe și când se încheie o închinare împreună a întregii adunări. Acum, la structura aceasta de bază, la coloana aceasta vertebrală a închinării, s-au adăugat alte elemente specifice închinării. Am pomenit despre botez, când este cazul, cina Domnului, bisericile creștine de Evanghelie este de regulă fiecare duminică. Și apropo, cel care a introdus această regulă între frații din Anglia, regula de a avea masa Domnului în fiecare duminică a fost George Müller, unul dintre lideri din vremea aceea, la începutul secolului XIX, frații deschiși, cum s-au numit, frații de la Plymouth, din Anglia. Dar în alte biserici evanghelice, cina Domnului se ia o singură dată pe lună,
Apoi mai includem în închinare și colecta sau dărnicia credincioșilor. Pot să fie de asemenea rugăciuni speciale, rugăciuni pentru vindecare, rugăciuni de mijlocire, rugăciuni de prezentare al cuiva, poate chiar de trimitere în lucrare de un lucrător. Apoi, tot elemente specifice închinărilor evanghelice sunt rugăciunile în grupuri sau studiul biblic pe grupe. Sunt biserici care așa se organizează, pentru că sunt mulți și eficiența se dorește a fi mai bună, impactul să fie mai bun. Acestea să se facă în grupe de studiu sau de părtășire. Câte ceva despre imnologie, nu foarte mult, am pregătit, pentru că știu că e importantă partea aceasta de închinare. Din păcate, ea produce mai multe tensiuni astăzi decât ar trebui. Luther este primul dintre evanghelici, dintre protestanți, care a publicat carte de imnuri creștine diferită de a Bisericii Catolice. El a acceptat, printre altele, chiar și folosirea muzicii populare germane, dar cuvintele le punea bine, cuvinte creștine. Sigur, a fost doar o perioadă de început aceasta, pentru că la început credincioșii protestanți nu aveau imnuri. Ceva trebuia să se facă. Calvin, pe de altă parte, la Geneva, în Elveția, făcea o diferență clară între muzică și Biblie. El credea că psalmii sunt acceptați, psalmii versificați și chiar cântările noi, dar fără acompaniament instrumental. Și mult timp, să știți, în bisericile reformate nu s-au folosit instrumentele. Chiar astăzi, în mileniul 3, există biserici care nu folosesc deloc instrumentele în închinare. Noi, credincioși evanghelici, le folosim din plin. Nu avem nicio restricție majoră. Dar vreau să vă spun încă ceva. Că există iarăși documente istorice care atestă faptul că în secolul 2, înainte de anul 150, undeva în anul 135, se specifică faptul că creștinii foloseau instrumente de coarde, da, în închinare. Erau trei instrumente pomenite, harpa, alăuta și chitară. Un fel de chitară. Erau alți termeni, dar creștinii cântau al instrumente în secolul 2. Cine vine să spună că nu, Dumnezeu nu acceptă decât închinarea a capela. Nu are nicio acoperire. Doar părerea lui personală să-și o țină pentru el. Dumnezeu acceptă orice închinare care este făcută din inimă curată. Chiar cu instrumente. Așa cum mâncarea poate fi sfințită prin rugăciuni, spune Pavel, vă amintiți, nu în ultimul 2-4, așa și instrumentele pot fi folosite prin rugăciuni. Se pot sfinți. Mai pomenesc aici de asemenea și faptul că mult timp zic, nu s-au acceptat cuvintele în închinare. Sunt biserici care n-au deloc cântare, doar recită psalmi. Asta a fost o perioadă. Acum, doi compozitori au influențat semnificativ cântarea în bisericile evanghelice. Îi pomenesc pe Isaac Watts, da, sau cum se mai pronunță, Isaac Watts, creatorul imnurilor moderne, și Charles Wesley, fratele lui John Wesley, inventorii metodismului. Acesta din urmă a scris 6500 de imnuri creștine. Unele, cu siguranță, le aveți și în cântările dumneavoastră. Peste tot de altfel sunt foarte frumoase unele. Evanghelicii au încurajat din totdeauna prezența formațiilor muzicale de orice tip în închinare și folosirea imnurilor în evangelizare.
Moody, apoi marele evanghelist Moody, apoi după el Billy Graham și alți predicatori duceau la evanghelizare cu ei un cântăreț bun sau corurile sau formații muzicale complexe pentru ca să pregătească atmosfera spirituală în vederea predicării cuvântului. Acest lucru s-a dezvoltat mult în secolul 20. Dar în ultimii 30 de ani s-a observat o schimbare majoră în domeniul cântării, a imnologiei în biserici. Foarte, foarte mari schimbări. Timpul acesta de laudă și închinare, cum se mai numește, este mult simpatizat, dorit de generația tânără și aceasta i-a făcut să rămână în bisericile noastre. Cu cumpătarea de rigoare, cu înțelepciunea de rigoare, cred că aceste imnuri, acest tip de laudă are locul astăzi în cântarea noastră, pentru că se aliniază principiul evangheliștilor. Nu avem forme fixe, nu avem doar imnuri de acum 200 de ani. În fiecare generație Dumnezeu poate să inspire credincioși ca să compună cântări de laudă spre slava Lui. Îi iubim pe compozitorii din trecut, am ales cântările care ne-au ajutat, ne-au întărit credința, dar în fiecare generație poate să se nască, poate să fie un compozitor sau mai mulți care să fie inspirat Sfântul și cântările lor să rămână în patrimoniul bisericilor. Biserica este cea care decide dacă o cântare rămâne sau nu în patrimoniul ei. Al doilea lucru pe care vreau să îl spun legat de practica evangheliștilor se referă la părtășie. Părtășia reactivă a credincioșilor. După simplitatea închinării, părtășia activă a credincioșilor. Părtășie vine din cuvântul grecesc koinonia și se referă la comuniune, la viața împreună. Asta înseamnă părtășie. Părtășia e o formă de concretizare a închinării comune. Dacă ne închinăm împreună, trebuie să regăsim spiritul de închinare. Ceea ce am învățat în închinare, unde? În părtășia comună. Chiar acolo, în grupurile de părtășie, în familie, da? Regăsim cam aceleași forme de închinare. Cântarea, rugăciunea, studiul Scripturii. Există diverse forme de părtășie. În timpul săptămânii, de obicei, bisericile se organizează seara sau chiar dimineața să aibă grupe de studiu și de părtășie. Tineri se pot organiza pe orele lor de studiu și de părtășie. Surorile, bărbații, chiar sunt biserici care încurajează aceste grupe de părtășie. Pe unii sperie grupele de părtășie în timpul săptămânii. Pentru că teama este de a nu scinda biserica, de a nu rupe biserica, de a forma mici bisericuțe. Dar cred că această teamă nu este justificată atunci când, sigur, există inimă bună, credință, credere în relații. Grupele acestea de părtășie sau celulele, cum se mai numesc, de părtășie, au funcționat încă de la sfârșitul secolului 18. Deci, în jurul anului 1800. Vă amintesc că și Jonathan Edwards, în perioada marilor treziri spirituale, își organiza biserica pe grupe de părtășie și de studiu biblic. Deci în timpul marilor treziri spirituale au apărut aceste grupe de părtășie.
Era nevoie. Apoi ele s-au dezvoltat, ideea a prins foarte bine și secolul XIX aduce îmbunătățiri serioase. Eu vă dau un exemplu aici, școala duminicală. Mișcarea aceasta a școlilor duminicale a început prin anul 1780 în Marea Britanie, apoi s-a răspândit în America. Și de unde a început totul? Școala duminicală ce înseamnă? Să ai un grup de copii pe care să-i educi învățându-i Sfânta Scriptură, învățându-i să se roage, învățându-i să cânte. Ideea a pornit, zic, de la acest promotor, Robert Reeves, a trăit între 1725 și 1811, preot anglican, evanghelic, care a observat că în zona lui, în parohia lui, copiii străzi, cum i-am numit în astăzi, copiii săraci, făceau tot felul de lucruri urâte, nu se putea, nimeni nu zicea de ei, nu mergeau la școală, pentru că nu aveau condiții să meargă. Și lui a venit această idee, să-i strângă și la biserică și să-i educe. La început i-a învățat alfabetul, ca pe orice copil, indiferent de vârstă. Apoi încep, învăța să citească, știi, Biblie. Apoi învăța cântări. Apoi învăța cum să se roage. A fost un fenomen. Nimeni n-a mai făcut până la el așa ceva, pentru că toți, nu? Se fereau de marginalizat în societăți. Dar exemplul lui a fost urmat și de alți păstori de biserici și alți preoți. Și ideea s-a răspândit foarte rapid. Și s-au format aceste școli duminicale la biserici. Uneori se strângeau sâmbăta, alteori duminica. Foarte mulți dintre acești copii strânși de pe străzi au devenit creștini, au devenit conducători de biserici, păstori. Și această inițiativă s-a numit Sunday School, școala de duminică, școala în timpul duminicii, școala duminicală. Ideea a prins, zic, mai ales în Anglia și în America și apoi și în alte țări. Întâlnirile erau supravegheate, organizate, cum spuneam, sâmbăta și duminica. Biblia a devenit textul de bază pentru aceste școli duminicale, dar apoi s-au introdus rugăciuni, imnuri și catehisme. Ce este un catehism? Un catehism este o carte de instruire, de explicații. Catehismul funcționează așa. Întrebare, răspuns. Ce credem despre Dumnezeu? Răspuns. Noi credem că Dumnezeu este o ființă personală absolută. Ce credem despre Iisus Hristos? Ce credem despre Dumnezeu? Aceasta este aceasta e forma clasică de catehism. Foarte bun. Eu susțin un catehism. Din păcate, astăzi, bisericile evanghelice nu au un catehism. S-a mers pe ideea că Biblia spune tot ce trebuie să știi pentru credință, pentru mântuire. N-ai nevoie de o altă carte să te instruiască. Dar trebuie să le răspund acestora că de la începutul mișcării evanghelice au existat catehisme. Luther a scris un catehism, Calvin a scris un catehism, Melanchthon mai târziu. Apoi puritanii aveau catehismul lor. La fiecare mărturisire de credință i-a adăugat și un catehism explicativ. Baptiștii au avut catehism. Nu știu sigur dacă creștinii pe Evanghelie la început au avut, dar acasă am un exemplar de catehism apostolic, așa se numește, tradus probabil din limba engleză de către un român, profesorul Ioan Socaciu, care a fost publicat în anul 1918 în limba română.
Și acolo sunt 165 de pagini cu întrebări și răspunsuri. Foarte, foarte bun. Am încurajat pe alții să preia ideea și să încerce să scrie un astfel de carte. Să-l avem. Te întreabă cineva, tu ce crezi despre tradiție? Ce crezi despre divorț? Ce crezi despre, cărțile apocrife care nu sunt în Biblie? De ce unele Biblii au mai multe cărți decât Biblia noastră? Deci, cum ai răspunsul? Poți să te duci pe internet, dar dacă ai avea un catehism care să-ți explice scurt de ce noi nu avem asta, ce avem cealaltă, cred că ar fi de folos adunărilor noastre. Așa era atunci. Și copiii tineri erau învățați după acest catehism. Chiar dădeau examen și la facultăți. Se dădeau anumite examene din catehisme. Beneficiile acestor școli duminicale au fost deosebite, educație elementară, învățarea Bibliei, morala creștină, formarea de lider de mai târziu. Aceasta este a doua practică a bisericilor evanghelice, părtășia activă. Avem părtășie unii cu alții, și în biserică, și pe grupe, și acasă. Avem părtășie pentru copii, în școlile duminicale. Există și alte forme, astăzi, mult mai evoluate. Este un specific al bisericilor noastre. Evanghelice. A treia exemplu, sau a treia domeniu practic, este implicarea socială. Putem face o pauză de cântare acum, da? Și apoi vom continua. Nu mai avem mult, dar încercăm. Da, am pregătit o cântare, nu știu dacă se cunoaște. Ia, uitați-vă la cuvintele acestea. Recunoașteți careva cântarea? Să le cunoaștem. Cum? Le vom cunoaște. Le vom cunoaște, dar eu mă referam dacă este cineva să mă ajute la această cântare. Cine vă nu știți? Nu știu dacă m-a descurs singur, dar voi încerca. Yeah.
auzim acest repetor. Vedeți ce frumoasă cântare. E adus, într-adevăr, de la frații noștri din America. Dar sună. Poate mai cântăm la final o dată. Că nu o să-și aducă aminte de mesaj foarte mult, dar de cântare foarte mult. Ce zici, frate Daniel? Ești de acord? Nu trebuie să fii de acord. De mesaj trebuie să ne aducem aminte. Foarte multă teologie știți că se transmite prin cântare, nu prin predicare. Da? Apropo de aceasta, nu știu de ce cântăreții noștri, leviții noștri care mai compun, nu fac micul efort de a-și da cântările la verificat. Da, câte un teolog. Să vadă ce scrie acolo, ce compun. Nu cumva e o erezie. Avem poeții noștri. Foarte talentați, care s-a uitat peste cuvintele unei cântări, dacă tot vrei să compui. Îți aduc o ajustare, idei. Să sune bine, altfel. Cred că suntem că le anulează cântări. Bine. Ne întoarcem la studiul nostru. Al treilea domeniu practic, în care evanghelicii sunt implicați, este domeniul social. Noi credem în autoritatea Bibliei, dar ne interesează cum această Biblie este trăită în afară. Nu doar în interiorul comunității de credință, bisericii locale. Modelul implicării sociale a fost în istorie preluat de la Biserica Primară, unde în primul rând au fost vizate patru categorii de oameni: săraci, orfani, văduvele și străini. Mai târziu, sigur, s-au adăugat și bolnavi de toate felurile, dezavantajați, dar aceste patru categorii s-au găsit și în Vechiul Legământ și în Noul Legământ. Principiul de bază al evanghelicilor este implicare, nu izolare. De aceea, pentru ca să te implici, trebuie o bază doctrinară. Eu vreau să vă arăt 5 idei doctrinare, să vedeți cum, adică din doctrină, îți extragi motivația pentru implicare socială. Și iată cele 5 idei. Întruparea lui Iisus Hristos este un model pentru implicare. Dumnezeu a trimis pe Fiul Său la noi. Noi eram în nevoie. Dumnezeu a văzut nevoia noastră și s-a implicat. L-a trimis pe Fiul care s-a întrupat și a asumat natură umană ca noi. Să trăiască printre noi. Să ne vindece din interior. Ne implicăm pentru că Fiul s-a implicat. În al doilea rând, doctrina despre răscumpărare. Răscumpărarea lui Dumnezeu pe care ne-a dat-o în Hristos, nu este doar individuală. Răscumpărarea este comunitară, implică chiar și creația. Da? Dacă citiți Romani, capitolul 8, veți înțelege mai bine cum acolo Apostolul Pavel vorbește despre firea care trebuie răscumpărată, natura, creația, care e și ea așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu, finalul istoriei, adică și ea suferă. Bine, nu ca oameni, ca ființele, dar natura așteaptă răscumpărarea. Când Dumnezeu a lucrat răscumpărarea prin Hristos, nu a aplicat-o doar persoane umane, ci și creație. Comunități. De aceea ne implicăm.
nu ne izolăm. Mântuirea nu o ținem numai pentru noi. În al treilea rând, a treia bază este modelul lui Hristos. Domnul nostru Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră, nu a ignorat cultura în care a trăit. Nu s-a făcut una cu cultura vremii. A căutat să o transforme. Noi nu suntem în cultura actuală, în mediul acesta secular, să fim ca și ei, sau să ne izolăm, să devenim monahi, stihaștri, izolați. De aceea, comunitățile evanghelice nu au încurajat monahismul, călugăria. Călugăria sau monahismul a început încă înainte de anul 300. S-a dezvoltat la începutul secolului IV în mai multe forme. Ideea era aceasta, ca unii chemați special de Dumnezeu să se retragă din cetate în pustiu și să lupte în pustiu pentru cei din cetate. Se credea că lupta spirituală în pustiu e mai puternică, mai intensă decât e în cetate. În singurătate e mai greu decât în comun. Și acești călugări, aceste comunități monahale de călugări, credeau că au acest rol spiritual prin gradele. Nu doar să fugă din interior, din cetate, ci să protejeze cetatea. Ei credeau că rugăciunile lor, viața lor sfântă, va proteja pe cei din cetate. Pe ideea asta s-a mers de la început. Sigur că au fost și alte obiective, viața simplă, viața solitară, dar mult timp s-a mers 1200 de ani așa, până a apărut Luther, reformator. Luther a fost călugăr și el. Se dedicase studiului Scripturii, într-adevăr. Dar când el a reieșit din Biserica Catolică, n-a mai sprijinit mișcarea monahală, monasticismul, sau monahismul, scuzați. S-a căsătorit cu o fostă călugăriță. Am temeat o familie. Și exemplul lui a fost format și de alți foști preoți catolici sau călugări. S-a început o altă perioadă. După câțiva ani de la începerea reformei, puritanii în special au venit cu ideea aceasta. Că trebuie să trăiești viața curată, pură, în comunitate, nu în izolare. Au adus monahismul în cetate. L-au adus înapoi. Trebuie să te sfințești în mijlocul cetății, în mijlocul orașului, în mijlocul familiei tale, a școlii, a locului de muncă. Acolo trebuie să demonstrezi că ești creștin cu adevărat. Nu să te izolezi, să fugi. Dacă vrei să schimbi cetatea, nu fugi din cetate, rămâi în cetate și o schimbi din interior. Asta a fost ideea. Și s-a renunțat la monahiți. Bisericile istorice nu au renunțat, încă există mănăstiri, după cum știți, catolice, ortodoxe, așa. Însă evanghelicii nu au mai ales această viață izolată. Noi credem că modelul Hristos este de urmat. Hristos era prietenul vameșilor și al păcătoșilor. Hristos stătea la masă cu ei. Hristos dorea să influențeze față în față, nu să se izoleze. Se izola câteodată și Domnul nostru pentru rugăciune, pentru post, să se încarce spiritual. Dar în rest își trăia viața în mijlocul oamenilor, în mijlocul cetății. Dacă tot vrei să iei un exemplu.
aceea modelul lui este să transformăm cetatea, cultura în care trăim, să nu ne izolăm de ea. De aceea ne implicăm social. Cât putem, ne implicăm în nevoile societății în care trăim. A patra bază doctrinară este aceasta, că spiritualul nu se desparte de social, adică viața ta spirituală nu poate fi creată de viața socială. E ca și cum ai spune, părtășia pe care ne vom în biserică nu se reduce doar la atât. Nu? Ce trăim noi aici și învățăm, aplicăm în societate. Nu pot să am doar eu niște experiențe personale, dar să nu se întâmple nimic lângă mine, acolo unde trăiesc. Spiritualul trebuie să influențeze social. Și ultima bază doctrinară este că biserica, de la început, biserica a fost o comunitate misionară. Le plăcea tare mult în Ierusalim la început. Coborâse Duhul Sfânt peste ei. Era așa un duh de acceptare, de altruism. Unii își vindeau sus, plusul, odele, părțeau cu ceilalți. Așa de bine se simțea. Domnul mai plăcea câte un miracol, așa, pe acolo. Ajunge. A fost perioada de început. A început persecuția. Domnul a zis, nu v-am chemat să stați grămadă aici în Ierusalim. V-am spus, îmi veți fi o mărturie în Ierusalim, în Samaria, în Iudeea, pe la marginea pământului, trebuie să plecați. Și vine prigoană. Și creștinii se împrăștie peste tot în lume. Biserica, de la început, a fost creată să fie o comunitate misionară. Are o misiune de îndeplinit, are un mandat de îndeplinit. Nu să ne simțim noi bine. E această dimensiune. Multe biserici locale au pierdut-o. Se luptă doar pentru ce este aici. De aceea se ceartă mult, se invidiază mult, se separă des. Că dacă ar avea de lucru în afară, să meargă să ducă Evanghelia mântuirii la oamenii pierduți. N-ar mai avea timp de precușuri, de lupte interne. Biserica a fost chemată să iasă în afară, fi misionar. Acestea fiind zise, vreau să vă dau un singur exemplu, un citat dintr-o lucrare puritană, vă pomeneam de puritanii englezi, secolul 17. Iată ce citesc într-una din lucrările din vremea aceea. Cum au înțeles evanghelicii puritani această idee de implicare. Citez. În această lucrare trebuie să stăm strâns, legați împreună ca un singur om. Trebuie să ne întreținem unul pe altul într-o afecțiune frățească. Trebuie să susținem un schimb familiar în toată umilința, blândețea, răbdarea și narghețea. Trebuie să ne găsim plăcerea în celălalt, să simțim cu celălalt. Să ne bucurăm împreună, să plângem împreună, să muncim și să suferim împreună, păstrând întotdeauna vie chemarea și comunitatea pe care trebuie să o clădim. Comunitatea noastră cu membrii ai aceleași trup, păstrând astfel unitatea Duhului în legătura păcii, iar Domnul va fi Dumnezeul nostru și își va găsi plăcerea în mijlocul nostru. Un exemplu concret, George Müller, care este un nume familiar, unul dintre întemeietorii mișcării frățești din Anglia, el a trăit între anii 1805 și 1898, împreună cu alții, Henry Craik, Anthony Groves și Robert Chapman au pus bazele unei mișcări devenită biserică, Biserica Fraților Deschiși în Anglia. Dar acest George Müller a hotărât să se implice social. Și el este cel care a construit mai multe orfelinate, dar cel mai important a fost în localitatea, în orașul Bristol din Anglia.
A avut un principiu George Müller, și anume că el nu va cere niciodată sprijin financiar și nu va face colecte publice pentru acest orfelinat. Doar se va ruga. Dumnezeu va răspunde. Foarte îndrăzit. Și așa a fost. Dumnezeu i-a dat, uneori, în ultimul moment, dar lucrarea aceasta cu orfelinatele a fost un succes al implicării sociale a bisericii. Și după el a fost și alții. Alții au fost în favoarea strângerii de fonduri destinate copiilor săraci, școlilor duminicale, distribuirii de Biblii, literatură creștină, susținerea misionarilor și susținerea orfelinatelor. Eu aș vrea să vă dau o listă acum, nu puteți citi prea bine, pentru că e scrisul prea mic, dar e o varietate extraordinară de implicări sociale în rândul evanghelicilor. Am uitat peste lucrările pe care le fac evanghelicii astăzi în România. Și am selectat câteva implicări. Îmi amintesc că la una din bisericile pe care o păstoream, aveam la un moment dat 12 lucrări sociale reprezentate în biserică. De aceea am hotărât ca din când în când, măcar o dată pe lună, cei care sunt implicați în aceste lucrări să-și prezinte lucrarea. Biserica ori să strângă, să facă o colectă specială, ori să se roage pentru aceste lucrări. Bisericile evanghelice cred că excelează în acest domeniu al implicării sociale. Și alte biserici o fac, să știți. Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică este prezentă, Biserica Reformată. Sunt toate acestea prezente în lucrările sociale. Și ne bucurăm în acest lucru. Există chiar colaborări între biserici pentru a ajuta pe cei nevoi. Zic, această listă e în fața mea, vă citesc doar implicarea socială a evanghelicilor, sprijin și asistență a copiilor și tinerilor aflați în dificultate. Mă refer în special la orfelinat. Asistență pentru cei în vârstă, azile de bătrâni, așezăminte, cabinete medicale sociale, farmacii sociale, centre de dezintoxicare, cantine și brutării sociale, centre de zi, centre de primire pentru femei aflate în situații dificile, programe de asistență socială, asistența socială religioasă în unitățile de protecție socială, unitățile militare, spitale și chiar penitenciare. Cel puțin în aceste domenii, evanghelicii sunt prezenți. Și mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care au inimă și se implică și jertfesc. Este o jertfă pe investiție bine primită de Dumnezeu. Biserica trebuie să se vadă în domeniul social. Este un specific al bisericilor noastre. Și apropo de aceasta, aș vrea să fac un apel la familie, la soț, soții, care mulți dintre ei, multe cupluri din bisericile noastre, nu au lucrări spirituale împreună. Vin la biserică, probabil, se închină, au așa strictul necesar. Dar sunt tensiuni, sunt probleme. Un mod de a scăpa de tensiunile interne în familie sau de a avea împlinirea în familie este ca soțul și soția să se implice împreună. Împreună, rețineți, într-o lucrare spirituală. Și implicarea socială este o implicare spirituală. Va ajuta foarte mult la legătura dintre cei doi și chiar copiii din familie. Copiii se uită la părinți. Ce fac ei? Strâng toată ziua? Nu mai strâng?
sau știu să și dea, să ofere, să ajute. Ia încercați, rugați-vă Domnului să vă deschidă uși pentru implicare socială. Dar nu doar aștepta, caută, creează oportunități, nu aștepta oportunități. Va aduce echilibru și împlinire în familia ta. Așa se va lupte Dumnezeu. Amin. Al patrulea domeniu, misiunea și evangelizarea. Bisericile evanghelice sunt implicate în misiune și evangelizare. Misiunea este motivată de întâi de toate de modelul divin, Dumnezeu Tatăl a trimis pe Fiul Său. Ați auzit probabil sloganul acesta, că Dumnezeu a avut un singur fiu și pe acela l-a făcut misionar. Foarte frumos. L-a trimis în misiune. La noi, să ne răscumpere. Slavă Lui pentru acesta. Dar El, Dumnezeu, l-a trimis pe Fiul și Fiul ne trimite pe noi. Noi trebuie să fim misionat, nu doar să stăm, să ne lăudăm sau să ne autoprotejăm că suntem creștini prin naștere sau în sfârșit prin tradiție. Nu, un creștin autentic e unul schimbat de puterea Duhului și care misionează, care a luat acest mandat al misiunii în serios. Uitați, unul dintre versetele care a ajutat mult lucrarea misionară și evanghelistică a fost 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2. El a stat la baza atâta grupelor de părtășie, a uceniciei. Și nu numai, pentru că ucenicia doar pentru creștere spirituală e împlinirea unei părți a mandatului. Trebuie să știi că ești ucenic și pentru a extinde Evanghelia, aduce Evanghelia în alții. 2 Timotei 2:2. Apostolul scrie: și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Ia uitați-vă aici. Sunt 4 generații. Deci, Pavel îl învață pe Timotei ce ai auzit de la mine, încredințează apoi la altă generație, a treia, la oameni de încredere, care, la rândul lor, să fie în stare să învețe și pe alții, a patra generație. Da? Deci, acesta e modelul lui Hristos. Da? Noi nu ne strângem să avem dezbateri doctrinare doar. Ne strângem ca să devenim ucenici eficienți, cu rod, să ieșim în afară. De aceea, în anumite grupe de părtășie s-a venit cu această idee foarte bună, cred, ca în aceste grupe să fie invitați familii, tineri, oameni din afara cercului bisericii, din afara cercului tău de credință, să vezi, poate este un vecin, un coleg care are nevoie de Evanghelie. Are nevoie să fie expus cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne strângem doar să ne simțim noi bine. Deschide ușa pentru oportunități de evangelizare. De la început, evanghelicii au fost misionari. S-au format societăți misionare, în special după marile treziri spirituale și chiar în timpul marilor treziri spirituale. Au apărut școli de misiune și școli de evangelizare. Vă dau aici 2 exemple. William Carey, un misionar care a ajuns în răsăritul lumii, scria în anul 1791 o carte intitulată O investigare a obligațiilor creștinilor de a folosi mijloace pentru convertirea păgânilor. Și el, în cartea aceasta, învață pe ceilalți cum să folosească
mijloacele puse la mână de Dumnezeu pentru a converti păgânii. Sau un altul, Andrew Fuller, scria Evanghelia vrednică de toată acceptare. Vedeți, direcția vieții lor era înspre cei nemântuiți. Misionarii în vremea aceea erau niți mesageri. Citez dintr-un anume Thomas Grantham. Cea mai glorioasă și demnă lucrare de făcut de către poporul lui Dumnezeu este să răspândească adevărul lui și să caute mântuirea lumii cu ajutorul tuturor mijloacelor la îndemână. El nu spune că cea mai glorioasă chemare este să studiem și vivem unul versetul ăsta. E bun ce. El nu spune cea mai glorioasă este să învățăm ultimele piese de la Hillsong. Nu trebuie să răspund cine sunt. Nu spune cea mai glorioasă chemare este să facem școli. Cea mai glorioasă chemare este să răspundim adevărul lui Dumnezeu. Să căutăm mântuirea lui. Când ne-am pierdut din vedere acest obiectiv, greu ne mai putem numi evanghelici. Greu. De aceea evanghelicii au fost mereu implicați în misiune și evanghelizare. Un motiv important este doctrina sau motivația este doctrina despre preoția tuturor credincioșilor. Am citit din 1 Petru 2:9. Toți suntem preoți în sensul de toți suntem mediatori. Ăsta e un preot. Un preot face podul. Dar leagă pe unul de altul. Legăm dar creștinismul de cei care nu-l au. Pe Hristos de cei care nu-l au. Asta este un preot. Nu este doar o slujbă eclesială, bisericească, mărginită doar la un grup închis. Nu, un preot este unul, spune Apostolul Petru, vă amintiți versetul acesta? Voi sunteți preoție părătească, da? Ca să vestiți puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Da. Suntem preoți unii altora, adică toți ne putem ruga unii pentru alții, mijloci unii pentru alții. Dar preoția creștină e mai mult decât slujire creștină, decât un statut. Adică să faci ceva, un preot face ceva. De aceea preoția te motivează la misiune. Nu doar să-ți asumi niște lucrări, să gestionezi tu harul Domnului sau adevărul. Nu, nu, nu. Nu pentru asta suntem numiți preoți. Suntem numiți preoți să facem podul. Să ducem Evanghelia la cei nemântuiți. Să vestim puterile minunate ale Dumnezeu. Cum poate un om să treacă din întuneric la lumină? Asta face un evanghel. Își deschide gura. Nu tace. Asta a făcut, vă spuneam, ca bisericile evanghelice în 25 de ani să crească de la 150 de milioane la 650 de milioane. Nu pentru că statistica e neimpresionează. Nu prea cred în aceste statistici. Dar tot e clar că evanghelicii au explodat în ultimii ani, zeci de ani, din pricina misiunii și evanghelizării. Dacă taci și te închizi, nimeni nu ajunge la Evanghelie. Deci oamenii sunt, au ajuns la adevăr pentru că cineva s-a dus la ei. E posibil ca această lucrare să fi fost ajutată și de media, de internet,
de telefonie, de televiziune. Sunt convins că așa este. Cum spuneam să puritanul acela, orice mijloc să folosim pentru răspândirea Evangheliei. Da, putem converti și tehnologia pentru a predica cuvântul Evangheliei. Avem și radio, avem televiziune, avem internet. Și să știți tinerilor care stați cam mult pe internet. Ce-ar fi să vă luați rolul de misionar în serios? Și decât să te hrănești numai pe tine cu tot felul de virtualități. Ea încearcă să folosești acest mijloc de comunicare pentru a duce Evanghelia la alții. Scrie, consiliază, trimite adevărul la cei care nu au. Poate ai colegi pierduți în internet, în virtual, nemântuți. Nu poți ajunge la ei, pentru că ei nu vin la biserică. Vin vin sau nu vin. Nu poți ajunge la ei să vorbești pentru că n-au răbdare să te asculte. Dar dacă le trimiți un mesaj, dacă le trimiți un material care să-i ajute să le strânească credința, faci o lucrare misionară. Uite că nu trebuie să te împachetezi să te duci în China misionar. Să trăiești cu frica că mereu vei fi, poți oricând să fii ucis, anihilat. Uite, stai la tine, în birou, în casă, și poți totuși să misionezi în virtual, să ajungi la inimile și la mințile celor pierduți. Ia gândește-te. A fost tânărul acesta cu Facebook. I-a venit o idee. S-a îmbogățit. A prins sute de milioane de oameni. De la o idee. Poate că ai tu o idee. Cum? Să duci Evanghelia la cei nemântuiți. În virtual, pe internet, folosind acest instrument. Dacă tot îl avem, nu așa, îl putem răscumpăra. Frați și surori, rugați-vă pentru noi misionari virtuali. Nu știu dacă a fost termenul potrivit, dar rugați-vă să-i avem. Suntem cam ștepti. Vă văd că niciunul nu a zis amin, dar măcar soția mea să încerce. Mă ajute. Poate e o idee bună. Nu? Credeți că se poate? M-a întrebat cineva că dacă apostolii ar primi în vremea asta a folosit elicopterele pentru evangelizare. O, zic, cum să nu? Ar avea și unul de rezervă? Cum să nu? Noi misionăm, evangelizăm, nu facem prozelitism. Atenție! Suntem uneori acuzați că voi evanghelicii plătiți oamenii, îi hipnotizați, nu ce faceți cu ei, că vin la voi, de la noi. Dar nu, prozelitism este când încerci să schimbi credința altuia prin forță. Fără ca acesta să-și dea consimțământul. Asta e prozelitism. Îl păcălești sau îl forțezi. Noi nu facem prozelitism. Noi evangelizăm și nimeni nu ne poate opri de la misiona și evangeliza, adică duce vestea bună la cei nemântuiți. Dar nu credeți că poporul acesta român, care se dă 98% creștini, toți sunt creștini, cu adevărat. Mulți, foarte mulți sunt nominali, doar cu numele lui. Și nu l-au pe Hristos. Pentru aceea avem Evanghelie. Ne cred că avem de lucru și în țara aceasta, evident. De aceea nu facem prozelitism să nu ne mai acuze nimeni de acest lucru. Noi evangelizăm, avem un mandat din partea lui Hristos să ducem Evanghelia Mântuirii până la marginea Pământului. Așa să ne ajută. Și ultimul gând pe care l-am, a cincea caracteristică a practicii evanghelicilor este seriozitatea vieții etice și morale. Adică un creștin evanghelic se așteaptă, este chemat să fie serios în ce privește comportamentul și moralitatea. Viața e zi cu zi.
Avem decalogul, cele 10 porunci pe care le respectăm. Avem predica de pe munte ca repere. Dacă vrei să știi cum să trăiești și să ai strictul necesar, dacă vrei, sau baza, citește, aplică cele 10 porunci, predica Domnului Iisus Hristos. Dar nu numai atât. Există o Scriptură, întreaga Scriptură, care este inspirată de Duhul lui Dumnezeu. Poți găsi principii de viețuire, de comportament în întreaga Scriptură. Domnul Iisus Hristos este exemplul nostru de viață, de etică și morală. Apostolii Domnului la fel. Citește cât mai mult Evanghelile și Epistolele. Noi creștini evanghelici într-adevăr ne alimentăm viața, învățătura și practica din Noul Testament. Dar nu ignorăm, nu disprețuim Vechiul Testament. Noi credem că între cele două cărți există legătură. Foarte multe legături. Și putem să ne hrănim și din Vechiul Testament. Dar creștinii evanghelici, de aici ne tragem numele, suntem evanghelici. Adică Evanghelia lui Hristos, vestea bună pe care Hristos ne-a dus-o, este principala sursă de hrană spirituală și de model de viață pentru noi. De aceea trebuie să cunoaștem bine Noul Testament, Evangheliile și Epistolele. Domnul nostru Hristos ne-a fost modelul. Închei cu această prezentare simplă. Foarte mulți evanghelici vorbesc întâi despre Marea Trimitere. Matei 28. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia, faceți ucenici. Da. Foarte bine. Dar înainte de Marea Trimitere, a fost Marea Poruncă. Știți care este Marea Poruncă? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe aproapele tău ca pe mine. Că nu te poți duce în afară să împlinești Marea Trimitere dacă nu iubești, dacă nu ai Marea Poruncă, îl iubești pe Domnul, iubești frații de credință, iubești semeni. Dar, înainte de Marea Trimitere și chiar de Marea Poruncă, a fost altceva. A fost Marele Mondel, care este Domnul nostru Iisus Hristos. El e modelul nostru de viață, de gândire. Urmați-mă pe mine. Învățați de la mine, spune Hristos, eu sunt blând și smerit cu inima. Întâi este Marele Model. Apoi vine Marea Poruncă. Apoi vine Marea Trimitere. Aceasta este ordinea corectă. Doar așa vom păstra acest spirit evanghelic. De la Hristos vine totul. Persoana Lui, lucrarea Lui, constituie pentru creștinii evanghelici viață, adevăr, trăire. În El sunt ascunse toate comorile științei și a înțelepciunii. În El avem totul de plin, spunea Apostolul Pavel. Pentru noi, relația cu Hristos, relația personală cu El, este cel mai important lucru. Este prioritatea numărul unu. Părtășia cu El ne va motiva să ieșim și în afară, să trăim frumos, să ne deschidem gura la evanghelizare și misiune, să ne implicăm social, să ne înclinăm corect, să avem părtășie corect. El este Marele Model. El este Domnul nostru și Mântuitorul nostru. De la El venim. Numele Lui îl portăm. De El trebuie să-L cinstim. De aceea, istoria, teologia și practica evanghelicilor vine din Hristos, Domnul. Este susținută
toate acestea sunt susținute de El, de Hristos Domnul. N-avem alt obiectiv decât glorificarea acestui Hristos, Domn și Mântuitor, să fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Amin. De ce nu am cântat și pe cântarea? Dacă este posibil, poate să ai pregătit o altă cântare. Asta mergem și cu ea învățată. Ne ridicăm cu toată adunarea, toată frații orătea, să vedem, pentru că este o cântare așa de minunată, care se poate în evidență din nou pe Domnul nostru, jertfa Lui. Yeah.